10 de milioane de lei pentru loteria vaccinaților, dar bani pentru pensii nu. Cam asta este situația în România la momentul actual. În timp ce vaccinații primesc recompense, bătrânii sunt lăsați să moară de foame și de frig. Milioane de bătrâni au fost uitați din nou de actualul guvern și lăsați să facă față singuri la cel mai mare val de scumpiri din ultimii ani. Pe cealaltă parte, politicienii din fruntea țării investesc în propaganda de vaccinare și oferă celor care s-au imunizat premii în bani. Asta e un fel de șantaj sau cum, ca să se facă pe om să vaccineze. Dă o momeală. Dă o momeală. Ar fi bine în altă parte să meargă bani. În perioada 1 octombrie-31 decembrie se organizează loteria vaccinării, unde vor fi acordate 1139 de premii în valoare totală de 15 milioane de lei. De ploaie cu loterie tot ca să facă oameni să vaccineze. Pe o parte e bine să vaccineze, că zice că dacă te vaccinezi nu prea mai vine virusul și asta, dar e problema că și vaccinații transmit virusul. Asta e neîncrederea și de asta nu se vaccinează noi, la cei în România, din cauza asta. Te vaccinezi, dar virusul tot vine. Că dacă n-ar veni virusul, ar fi protejat, s-ar vaccina multă lume. Nu știu ce să vă spun, dacă trebuie să le dea bani ca să vaccineze. Cred că vaccinul este o opțiune a fiecăruia prin care își protejează sănătatea, viața și... Credeți că banii aceia ar trebui să se ducă în altă parte, la pensii, la salarii? Cred că da. Cred că da, ar trebui să se ducă și în viața pensionarilor, care e destul de amărâtă. Loteria de vaccinare constă în extragerea pentru acordarea de premii în bani a tuturor persoanelor vaccinate cu schema completă de vaccinare. Potrivit documentului, fiecare participant va avea 4 șanse de câștig, respectiv posibilitatea de a câștiga 4 premii, iar marele premiu este în valoare de 1 milion de lei.